avem foarte multe resurse financiare puse la dispoziția statelor membre pentru ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice pe diverse paliere. Și ceea ce am văzut astăzi la Câmpia Turzii, iată, este un segment extrem de important pe care, dați-mi voie să vă spun că nu l-am văzut nicăieri în Uniunea Europeană la acest nivel de tehnologie și de performanță în ceea ce înseamnă recuperarea unor deșeuri sau reciclarea unor deșeuri pe care cu toții le aveam acasă. I-am promis domnului director și domnului primar că voi veni împreună cu cei de la Parlamentul European de la Comisia de Mediu pentru a vedea această fabrică, să spun așa, această structură tehnologică de recuperare a deșeurilor ca fiind un exemplu de bune practici, în același timp să vedem cum putem exporta aceste bune practici și la nivelul altor state din Uniunea Europeană, dat fiind faptul că ceea ce se întâmplă aici este un lucru care, sigur, așa cum am spus, este destul de deschis în cuvinte. Pentru că Uniunea Europeană astăzi se confruntă cu ceea ce înseamnă, pe de-o parte, și accesul la metale rare, metale care sunt elemente indispensabile pentru componenta produselor electronice, de exemplu bateriile electrice, panouri solare și așa mai departe, ori la această fabrică de aici, de la dumneavoastră, de la Câmpia Turzii, se obțin astfel de produse care sunt folosite, să spun așa, în această industrie. Domnule primar, vă felicit foarte mult pentru ceea ce aveți aici la Câmpia Turzii, vă felicit pentru ceea ce faceți în general și eu ca și președinte al PNL Cluj, mă mândresc foarte mult cu ceea ce faceți dumneavoastră și vă dau exemplu peste tot legat de implicarea noastră în administrația publică locală și aș încheia până vă spune un lucru, că la un om îi spune fața cum e viața. Da? La un primar îi spune orașul cum este de bun primarul și de gospodar și mă bucur foarte mult să constat că aici la dumneavoastră, la Câmpia Turzii, ori de câte ori vin, văd o evoluție pozitivă în ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea orașului și domnule primar, vă felicit încă o dată pentru acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Și dacă colegii nu vreau să zică ceva, dacă... Două cuvinte, doar vreau să-i mulțumesc domnului ministru, de fapt, ambilor domnii miniștri și domnului președinte că au venit la Câmpia Turzii și dacă domnul ministru ne spunea cum de reciclare, chiar îmi vinea în minte acum, fiind unul care am lucrat mult în combinat și știam să zic eu înainte, ce înseamnă reciclarea unei secții de zile. Acolo era o secție care ar fi trebuit demolată, astăzi și care practic s-au pus niște sandwich, niște termopane, s-a turnat pe jos o dea elicopterizată și s-a introdus tehnologie și practic în loc să consumăm resurse enorme pentru a face o clădire nouă, practic s-a reciclat o clădire veche, deci iarăși poate fi ca idee. Dacă extindem asta, putem spune că pe cele 106 hectare, practic, prin politica pe care Partidul Național Liberal și le spuneam că e prin Dorin Ojigan, a făcut-o de reindustrializarea Câmpiei Turzii, care era o contradicție la acel moment, acum 8 ani de zile, cu toți ce gândeau pentru Câmpia Turzii, nimeni nu credea că se va putea face așa ceva, având în vedere cât era de mare acel combinat. Din această politică, uitați că încet, încet se reciclează un întreg combinat de 106 hectare, pentru care putea să ajungă, față de altele, în locul care se pierde deșeuri și așa mai departe. Vin eu de la Bacău, să vă spun că dacă aș avea în județul Bacău primari, așa cum este domnul primar de la Câmpia Turzii, probabil că și județul Bacău ar fi un județ comparabil cu județul Cluj, din anumite puncte de vedere. Din nefericire, din mai multe motive, unele care țin de administrația locală și altele nu, acest lucru nu se întâmplă. Așadar, deși am mai făcut-o și la începutul intervenției, cred că merită să-l felicit și a doua oară, pentru că înțelege că dezvoltarea unei comunități se face dezvoltând mediul de business, se face dându-le oamenilor undița și nu peștele, creând locuri de muncă, pentru că, din nefericire, sunt atât de mulți primari care înțeleg să nu procedeze așa și să păstreze un status în care o parte importantă a comunității trăiește din ajutoare sociale, lucru care, pe termen lung, nu e deloc sustenabil. Iar aici, fără îndoială, putem vorbi de un exemplu de bună practică în administrația publică locală. Mulțumesc. Eu clar n-am cum să nu fiu subiectiv, și spune și domnul ministru, dar oricât de subiectiv aș fi, până la urmă, cifrele vorbesc de la sine. Cifrele nu sunt subiective niciodată. Menționați reducerea șomajului de la 8 la 1%. Sub 1%. Investiții de aproape 500 de milioane de euro. Locuri de muncă
creat. Până la urmă, despre asta vorbim aici, adică nu, sigur, Dorin Ojigan este colegul, prietenul meu, colegul nostru și evident că suntem subiectivi, dar când vine vorba de a evalua performanțele unui primar, cifrele vorbesc de la sine. Și pentru că vorbim de investiții, prin prisma calității anterioare de șef al Cancelarii Prim-Ministrului, am condus Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, un organism nou înființat în baza unei ordonanțe de urgență care transpune un regulament european, care de la finalul anului trecut, de când a intrat în funcțiune și până la momentul la care i-au împărățit această calitate, a autorizat investiții străine în România de peste 15 miliarde de euro în mai puțin de un an. Și trebuie să vorbim și despre faptul că în România se investește foarte mult ca urmare a politicilor pe care guvernul le-a pus în aplicare, a politicilor locale pe care mare parte din primari le realizează și le pun în aplicare. Și spuneam la un eveniment pe care l-am avut în Cluj acum două luni, din cele 15 miliarde de euro, mai mult de un miliard de euro în județul Cluj. Investiții în IT, investiții în energie. După tot vorbim de un domeniu foarte la modă, să spunem, în ultima perioadă. Înseamnă că oamenii care vor să investească și vin să investească asemenea sume, găsesc ceea ce caută. Și se pare că au găsit și cei de la Gridni și alții care au investit în Câmpia Tuzii. Electrocrup, Nova Power din gaz. Prin noul sistem de management al deșeurilor își colectează problemele care apar sunt la zona de blocuri și acolo, într-adevăr, există încă probleme, dar am încercat să le rezolvăm prin închiderea containerelor de colectare cu noi în niște țarcuri și fiecare cetățean a primit cartelă. Și atunci s-a redus foarte tare.